Dacă sunteți în căutarea unei metode complete naturale pentru a descuraja dăunătorii de a vă deteriora plantele, trebuie să faceți și să utilizați insecticid cu ardei iute sau boia iute. Spray-ul cu ardei iute a fost folosit de zeci de ani în fermele ecologice și grădinar ca soluție naturală pentru alungarea dăunătorilor. Nu numai că este 100% organic, dar poate fi făcut și destul de ușor din ingrediente ușor de găsit și este destul de ieftin. Insecticidul cu ardei iute funcționează ca un efect natural de descurajare prin acoperirea plantelor într-un strat de căldură. Se aplică sub formă de spray lichid pe frunzișul plantelor din grădini și pe flori. Pe măsură ce rezidul fierbinte se usucă, acoperă frunzele într-un strat picant de căldură și atunci când dăunătorii încep să mănânce de pe frunziș, este prea mult pentru ei și acest lucru îi face să se îndepărteze. Pentru a prepara insecticidul avem nevoie de 1 litru de apă, 5 ardei iuți tocați mărunt și opțional 6 căței de usturoi. Dacă nu aveți ardei proaspeți iuți, puteți înlocui cu 3 linguri de boia de ardei iute. Usturoiul este opțional, dar va ajuta la alungarea insectelor suplimentare atunci când este lăsat să se înmoaie în amestec. Când folosiți usturoi, zdrobiți sau tocați căței pentru a permite să fie absorbiți în apă. Turnați apa peste ardei sau boia iute și lăsați câteva ore, apoi strecurați și insecticidul este gata.